E nedrept rezultatul de egalitate? Părerea mea că da. Am avut jocul la discreție, am avut 1-0, am avut ocazii, bară și alte ocazii. Și... asta e fotbalul, dacă nu puntezi atunci când e momentul și dacă nu profiți de slăbiciunea adversarului, se poate termina și așa. De ce crezi că nu au putut mai mult Elevite astăzi? Au jucat și cu un om în plus? Ați avut ocazii, într-adevăr, dar parcă a fost un joc greoi. Sincer, într-o măsură importantă, eu am fost mulțumit de prestația lor. Și chiar dacă pare destul de bizar, părerea mea este că păstrăm șanse reale pentru noi. Unde crezi că s-a jucat meciul? Ratările? Ratările, era 2-0, 3-0 putea fi. Dar au avut nevoie de o jumătate de greșeală, să, de fapt o jumătate, a fost greșeală în lanț la gol primit. Raul Uncheaș, cel mai bun jucător al tău din timpul campionatului, a greșit acum capital. Nu știu dacă a greșit capital, a fost o greșeală a mai multor jucători. Nu a fost singurul vinovat, Raul. Până la urmă au respins undeva în față și nu aveam pe nimeni acolo. Până la urmă era o rovitură liberă acordată. Și... asta e. Pentru retur, te gândești la lovitură de partajare? Da, luăm în calcul toate variantele. Și vreau să asigur pe toată lumea că ne jucăm șansele cu ardoare până în ultima secundă, meciul de la PC.